Ucraineanca Irina Glipo, de 27 de ani, a semnat astăzi cu echipa antrenată de Aurelian Roșca, HCM Râmnicu Vâlcea. Glipo evoluează atât ca interstânga, cât și coordonator de joc. Este în România din anul 2012 și a mai jucat în campionatul intern la Danubius Galați, CSM București și CSM Roman. Anunțul a fost făcut de președintele clubului Vâlcean, Petre Berbecaru, în emisiunea Săptămâna Sportivă, realizată de Sidonia Iancu. În premieră la dumneavoastră da. am legitimat astăzi am primit contractul semnat pe Irina Glipko, o ucraineană care a jucat în sezonul trecut la uh, Roman, dar ea a jucat un sezon și la CSM București și și ar fi dorit o Dinamo. Din fericire Dinamo n-a promovat și bineînțeles că o jucătoare de o asemenea valoare, uh, titulară în echipa Ucrainei, nu, nu putea să joace în uh, Liga a doua. Mă bucur că a ales Vâlcea și că i-a plăcut proiectul nostru pentru că această jucătoare a fost solicitată de 3-4 echipe, alte 3-4 echipe din țară. Deci cam astea ar fi noutățile, cam așa va arăta echipa din punct de vedere al sportivelor și așa cum se știe și am și anunțat uh, zilele trecute, antrenor principal uh, Aurelian ah. Roșca, uh, dacă vreți, printre cei mai galonați tineri antrenori din România uh, care a mai antrenat la Olchim pe e, timpuri, da. a antrenat Brașovul, a antrenat Baia Mare, a antrenat CSM-ul București și, mă rog, uh, norocul nostru este că el a cam devenit vulcean și a vrut să întoarcă acasă. Pentru Vâlcea, acesta este cel de-al nouălea transfer după Marta Herero Lopez, Alicia Fernandez Fraga, Natalia Vasilievskaya, Raluca Băcăuanu, Cristina Mitrache, Sara Vuccevici, Natasha Hârnici și Marina Razum.